Ducu verții, floare de colț, aș vrea înainte să discutăm sau să începem discuția de astăzi, aș vrea să citesc unul dintre mesajele pe care tocmai le-am primit pe Facebook din partea Simonei. Mulțumesc pentru această piesă pe versurile domnului Viorel Popescu. Nu întâmplător am ales această piesă. Este un fel de cadou muzical pe care noi îl oferim invitatului de astăzi, așa cum am spus deja omul de radio Viorel Popescu. Bună ziua! Mă bucur tare mult că ați ajuns din nou la radio. pentru acest cadou și vreau să-mi exprim emoția că mă reîntâlnesc după 12 ani cu ascultătorii pe care i-am îndrăgit și pe care nu o să-i niciodată. Sunt convinsă că nu va fi deloc o misiune ușoară pentru mine, nu de alta, dar am în față omul care mi-a fost șef atunci când m-am angajat la radio. Dumneavoastră erați directorul canalului Radio România Actualități. Nu știu dacă vă mai amintiți de mine, dar eu sigur mi amintesc prima zi când am ajuns da. la radio. Și... Mi amintesc și pe parcurs te-am urmărit cu mare interes și sunt bucuros că am acceptat să devii redactor la Radio România Actualități, pentru că astăzi, după părerea mea, este una dintre cele mai radiogenice voci este o mulțumesc, prezență voare, foarte plăcută. Mulțumesc. Este așa cum ar trebui să fie în mod ideal toate vocile de la radio, pentru că este o voce nu numai plăcută din punct de vedere al timbrului, dar și o voce care exprimă sinceritate. Transmiți o emoție, nu... o să spun mai departe cum e conceptul meu așa de, de emisiune Este una dintre tari... vocile care pot realiza emisiunile pe care eu le-am gândit Nu, despre mine le... trebuie să vorbim, mulțumesc da. pentru aceste gânduri frumoase Mai ales că vin din partea dumneavoastră uh, Apropo de emisiuni și de ceea ce înseamnă radio uh, Am primit o carte din partea dumneavoastră Este Viața ca un spectacol uh, Și am avut bucuria să descoper în această carte două iubiri ale omului de radio Viorel Popescu. Prima iubire radioul, a doua iubire soția dumneavoastră și acum că v-ați reîntors la radio, vă întreb cum vi se pare radioul după... Îl regăsesc mai tânăr, culmea, pentru că vocile s-au întinerit foarte mult, au întinerit foarte mult vocile și îl regăsesc din acest punct de vedere mult mai tânăr și mai, mai aproape de sufletul ascultătorilor. Mă bucură de asemenea, să spun că radioul a rămas în sufletul meu ca suprema pasiune, iar cealaltă iubire, pe care am descris-o aici în această carte, a fost soția mea, care din păcate nu mai este acum, dar pentru viața căreia m-am luptat timp de trei ani de zile și am reușit să lupt cu moartea. Până la urmă, ea a fost mai puternică decât mine, dar cred că am făcut ceea ce puțin oameni ar fi putut. Am luptat eroic cu imposibilul. Dumnezeu să o dignească, sunt convinsă că cei care vor citi sau care au citit această carte uh, au parte de o emoție dublă atunci când ajung la acest uh, pasaj. O să discutăm și despre capitolul acesta din carte. Mai puțin aș prefera ca să nu întristăm ascultorii. Vreau să vorbim despre radio, despre ceea ce a însemnat uh, viața mea la radio și ceea în carte. ce înseamnă în continuare. În, în carte. carte vorbiți de relația pe care ați avut-o cu ascultătorii. Recunosc că încă de aseară, de când am anunțat că dumneavoastră veți fi invitatul de astăzi, am primit o avalanșă de mesaje pe pagina noastră de Facebook. Sunt cuvinte de bucurie și mai ales sunt ascultători care se întreabă ce mai face astăzi domnul Viorel Popescu. Sunt foarte mulți care își aduc aminte cu nostalgie de vremurile trecute atunci când vocea de la radio le aducea o bucurie năspărată într-o într viață de Destul de cenușie, pentru că mulți își amintesc cum ascultau radioul în case friguroase, pentru că era pe vremea comunismului, când stăteau la coadă și încercau să se străzeau de dimineață sau stau, stăteau până seara târziu ca să ocupe un loc în față la lapte sau la pâine. Nici nu te născuse și atunci. Așa este, da. da și, într-adevăr, au fost niște ani cumpliți în care am reușit să aduc puțină căldură în sufletele oamenilor și nu numai una, una dintre cele mai frumoase scrisori de mulțumire pe care le-am primit a fost din partea unui ascultător care mi-a scris, nu mai am citat în carte exact, dar mi-a scris așa că vă mulțumim pentru seriile plăcute pe care ni le-ați dăruit, dumneavoastră ați reușit să ne încălziți nu numai sufletele, ci și caloriferele. <laughs> da. Asta mi s-a părut cu adevărat miraculos, adică oamenii nu mai simțeau căl, lipsa de căldură din, din, din apartamente, ci... Se simțeau bine că ascultau muzică frumoasă, eram un sentimental și am rămas un sentimental și la vârsta mea, pentru că difuzam, uh, uh, făceam o chestie care nu o recomand acum, sfidam playlisturile. Eu mi-alegeam singur piesele, după sufletul meu și de aceea poate că aveam și o personalitate a muzicii pe care eu o selectam foarte multe piese sentimentale. Aveam voie să dăm, la un moment dat, trei piese străine din repertoriu internațional și eu sfidam și acest regulament și dădeam câte cinci, până când cenzura de la secția de presă a partidului și-a dat seama și s-a interzis total muzica străină. străină. Și în ultimii ani nu aveam voie decât muzică uh, românească, dar n-a fost nici atunci... A o tragedie, pentru că reușeam să găsesc acele piese valoroase, sentimentale, care reușeau să cucerească publicul ascultător. Tot în carte vorbiți despre un elipsit buchet de flori pe care îl primeați de la o doamnă, Maria din Baltalbă. Nu ați văzut-o niciodată? N-am văzut-o niciodată. Într-adevăr, a fost cea mai fidelă ascultătoarea mea, an de zile, care odată pe săptămână îmi trimitea un imens buchet de flori trandafiri, la lele în funcție de sezon, și care pur și simplu era fericită când mă asculta. Avea o serie de, de, de boli, poate că era hipotensivă, pentru că îmi spunea că muzica pe care o difuzez și modul în care îi mă adresez o emoționează și ridică tensiunea la normal. Deci ea își normaliza pulsul și tensiunea ascultând. Radio România. Și poate că nu era singura, poate era doar norocoasă că reușea să vă transmită da, da, ceea ce se întâmplă cu ea. Mihaela, trebuie să-ți împărtășesc un secret. Eu am fost un uh, om care am speculat puțin sensibilitatea umană și, în primul rând, sensibilitatea feminină. Uh, am profitat de, de vocea mea, o spun acum, pentru că știam că atunci când mă adresez foarte tandru, și începeam emisiunea, ce mai faceți, dragi ascultătoare? O mie, două mii de marii, ca aceea din Balta Albă, credeau că lor le sunt adresate aceste cuvinte prietenești și atât de, de, de intimiste. Am conceput realizatorul de emisiuni ca un prieten, un prieten foarte apropiat de, către, de ascultători, care pătrunde în casa omului care ascultă, se așează pe brațul unui fotoliu și spune la ureche vorbe frumoase, tot ce ar vrea să simtă și să viseze. Îmi aduc aminte de emisiunile pe care le-ați realizat cu publicul. Deocamdată, primul și ultimul realizator de emisiuni cu publicul transmise live la un post de radio, și pe ploaie, și pe soare, lumea venea la emisiune. Cum reușea să țineți în mână o sală cu, nu știu, 700-800 de oameni? Da. Erau mai mulți? Erau, uneori, da. uneori, uneori erau și mai mulți pentru că am avut, mă rog, șansa să răspundă invitației mele artiști de primă mărime. Au fost succesiv pe scena sălii radio artiști care pur și simplu cucereau sălile și stadioanele când se duceau. Și atunci, venind și la radio publicul venea cu, cu, interes și cu drag, pentru că se reîntâlnea cu cei mai buni actori și cei mai buni artiști, cântăreți, și nu numai veneau oameni politici, savanți, medici. Am făcut una dintre emisiunile pe care eu le păstrez și acum cu drag în memorie, se chema Ia cu tine inima mea și pune în piept la altcineva. Nu știu dacă ți-amintești, grupul de fete Asia, Asia avea o, un Ia șlagă. Cu tine și inima Ia avea. cu tine și inima mea. Și ce am făcut? Am făcut o emisiune cu cei mai renumiți cardiologi, inclusiv cu Brădișteanu, care a făcut primul transplant de inimă și l-am adus în sală pe cel care avea o inimă transplantată, primul de la Ploiești, a venit după un an de zile, și a fost spectator în sală și cu medicii, de aceea, medicii aceia de pe, de pe scenă, împreună frute cu Ștefan Brădișanu, am discutat despre inimă. Și între pauze veneau și fetele și cântau de la Asia și a fost un spectacol extraordinar în care oamenii au și învățat ceva cum să-și protejeze inima, cum să iubească, dacă într-adevăr inima este sediul sentimentelor sau nu. Nu e adevărat, asta a fost într-adevăr. O, e, o, o e, o, e o figură poetică. De fapt, sentimentele se păstrează undeva în în creierul omului. Omul de radio, Viorel Popescu, astăzi în Clubul Prietenilor de la 10, dacă doriți să vedeți cum arată astăzi domnul Viorel Popescu, cineva, unul dintre ascultători, vă, vă felicita pentru felul în care ați reușit să conservați timpul neschimbat. Dacă vreți să vedeți imagini din studioul Radio România Actualități, intrați pe Facebook, noi transmitem live acolo pe pagina România Actualități, ori pe site-ul nostru Din, Domnule... Din nefericire n-am avut niște calități fizice extraordinare, telegenice, așa cum le-ai tu. tu le ai, da. E și radiogenică și telegenică. Mulțumesc pentru vă, și da. Eu mă amintesc că mă duceam m și făceam... Mă emoționați acum! <laughs> da, mă nu și trebuie făceam, să vorbim despre mine! Bine, nu mai vorbim, spe, făceam spectacole, orele serii la Ploiești sau orele serii la Brașov. Da. Și atunci începea lumea să mă vadă, că nu existau online, nu existau alte sisteme. Și începeam emisiunea cu public din orele serii la mi îmi amintesc, iată, nu am niciun un metru 90 înălțime, nu am nici ochii albaștri, nu sunt nici foarte suplu, așa m-a înzestrat natura, dacă vă place, continuăm emisiunea. Și începeau atunci <cute> aplauzele. aplauzele și m-au iertat că nu sunt atât de, de, de telegenic pe cât de radiogenic sunt. Sunt convinsă că uh, ați... Uh, Ați primit de-a lungul vremii numeroase dovezi de dragoste. Vorbeați ceva mai devreme despre nelipsitul buchet de flori. Ce alte momente le păstrați în suflet? Sigur, sunt, sunt, sunt o foarte, vreun, foarte sunt multe. O, foarte multe, foarte multe momente. Cele mai frumoase momente sunt cele pe care le-am petrecut însă în fața publicului din sala radio. De aceea și cartea se numește Viața cu un spectacol, pentru că această emisiune cu public transmisă live. Din sala radio a devenit brandul meu profesional, Viața ca un spectacol. De fapt, cam asta a fost și viața mea, un întreg spectacol, uneori mai vesel, alteori mai trist. Sunt un om extrem de sociabil, un om care mă exteriorizez, nu sunt deloc introvertit și de aceea cred că acolo unde sunt, într-o ambianță umană, mă rog, începe spectacolul. Îmi place să râd, să mă. Cel mai bun test pentru un șef. Așa se spune, că atunci când un șef pleacă de la un loc de muncă, și când se reîntoarce, cel mai bun test este reacția angajaților sau a foștilor angajați. Și am, am văzut, în moment ce ați intrat aici în radio, chipurile colegilor mei s-au luminat, toți au zâmbit, ne-am pupat, ne-am îmbrățișat, a fost o bucurie întâlnirea cu dumneavoastră Așa și este. cred că. Și mai ales că i-am și regăsit aici. <laughs> Noi nu plecăm. Dana mese. Burcea! pe flancă și uh, neuitatul și uh, hâtrul uh, coleg de la pupitrul tehnic. <laughs> Într-adevăr, oamenii că m-au primit foarte deschis și mă bucură că nu m-au uitat. Am citit cartea și recunosc că pe lângă lacrimi am avut și pasaje care mi-au stârnit râsul și am citit în mod deosebit momentele pe care dumneavoastră le povestați din timpul emisiunii Viața ca un spectacol pentru cei care n-au reușit să răsfoiască această carte. Povestiți cum a fost cu marele actor Florin Piersic. Este da, foarte greu pentru un om Florin... de radio să-l controleze pe Florin da, Piersic. Da, Florin Piersic este, așa cum se știe de mult, cel mai vorbăreț artist de pe lume și chiar este extrem de prietenos. M-am prietenit foarte foarte mult cu, cu el, și uh, întotdeauna am creat probleme că se transmitea în direct emisiunea, și la ora 13 trebuia să intre radio -jurnalul. Și pe el trebuia să-l pun ultimul, pentru că dacă îl puneam mult mai devreme, uh, nu mai aveau loc ceilalți artiști. Și atunci a da. zic, hai, numai că într-o zi el uh, nu mai termina se apropia radio jurnalul, știam că trebuie să cânte o melodie și l-am somat aproape de pe scenă să cânte. Și eu că o să cânt mai târziu el de acolo. Nu, acum cântă Florină și am vorbit cu cel de la regia tehnică și a dat drumul la bandă și n-a avut încotro, a trebuit să, să cânte și pe muzică, așa s-a filat ușor emisiunea și s-a dat anunțul, am transmis din sala radio, spectacolul cu public cu viața ca un spectacol. Ei, după aceea el mi-a făcut figura pentru că a aflat că l-am uh, tăiat din emisiune și a, când a intrat a zis, ei, mai am o oră până la uh, radiojurnal, nu mai ies de aici să știi chiar că uh, poți să nu mai, și trebuia să intre Mirabela Daur. Ei, și Până la urmă a ieșit totuși, uh, nu s-a mai răzbunat, dar uh, mi-a făcut plăcere să... Cum să, să nu? Și cu maestrul Gică Petrescu, cum a fost? Cu Gică Petrescu uh, a fost un om extraordinar uh, și el venea și mă vizita când eram uh, director. Domnul director, uh, nu mai dau mâna cu dumneavoastră. Dar ce s-a întâmplat, maestră? Uh, am aflat că se iau boli foarte grave dacă dai mâna cu cineva și eu trebuie să mă feresc că sunt bătrân și deveni să ipohondru săracul, da. Și zic, maestru, atunci să fii sănătos. Mai am auzit că am, iri, am murit din păcate tocmai exact cum nu trebuie, în mizerie și uitat de lume, cu așa cum s-a întâmplat și cu Mia Braia, pe care am cunoscut-o de asemenea, uh, mari actori, mari artiști care s-au stins Într-o mizerie extraordinară. Coca Andronescu, nu știu dacă da. îți mai amintești și ea, la fel. Din păcate. Din păcate. De, societatea îi uită. Și constat că mă apropii și eu de vârsta când voi fi uitat din nu păcate. Cred. Da, da. Nu cred. Da. Și până la urmă, domnule Popescu, vârsta e doar o cifră. Undeva a scris da. în buletin, atâta vreme cât inima este tânără, sufletul și tonusul, uh, pf, nu mai contează nimic altceva. Ce contează, însă, este o întrebare pe care am primit-o de la o ascultătoare pe Facebook, uh, care ne spune printr-o postare, mai scrie domnul Viorel Popescu versuri sau texte pentru melodii, pentru piese, melodii de muzică ușoară. Știu că multe din minunatele melodii ale compozitorului Dumitru Lupă poartă semnătura textelor. Da, eu să vă fac o mărturisire. Am fost uh, acum câteva săptămâni la Sighetul Marmației, unde uh, ducuberții Berții ține de șase ani de zile uh, un festival care se intitulează chiar Floare de Colț. Și m-am întâlnit cu el și... Uh, I-am uh, dat câteva poezii, o să mă reîntâlnesc cu el și am zis Ducule, ar trebui să te pui iarăși la treabă pentru că poate mai reușești încă un hit, pentru că el are acesta a rămas hitul lui și acum. Da. Dacă știi ce, ce succes a avut hum, cu Floare de nu. colț, extraordinar. Tu Floare de colț, minune sub volți, frage de stea, iubita. Da, mea. sunt versuri scurte, simple. ați scris simple. aceste versuri. Mai am scris în drum spre spre Rucăr, unde ne aștepta Dumitru Lupu, Ilana și Poteanu, Ducu Berții și eu am dedicat aceste versuri soției mele, pe care atunci abia o cunoscusem. Viitoarele mele soții, de fapt, i-am dedicat aceste ca să fac, eu am da. avut o viață spectaculoasă și de al căsătorilor, așa, și viitoarele mele soții am dedicat aceste versuri pe care după aceea mă bucură că am reușit să o cuceresc, nu numai cu versurile. Minunată versuri. Eu mi-aduc aminte că eram aici la radio, nu era un program de dedicații muzicale, dar unul dintre ascultători ne-a rugat în mod special dacă putem să transmitem această piesă pentru femeia pe care o iubea. De. sunt convinsă că această piesă, Floarea de colț” a reprezentat un motiv și un cadou muzical făcut între o femeie și fem între un bărbat și femeia pe care o iubește. Așa este. Această carte încă, din păcate, nu este în librării. Abia acum se editura Uniunea Ziaristilor Profesioniști poartă negocierile respective cu Compania Națională a Librăriilor și cu alte librării private și în curând, probabil după ce o voi reuși să lansez această carte, sper în foaierul Sălii Radio, așa, atunci o să apară și în librării. Am tras un tiraj destul de mare, sper ca oamenii să, să se bucure de această carte, pentru că este o carte despre pasiune și despre dragoste. Pasiunea pentru radio și dragostea pentru femeia iubită. Doamna Elena Tomescu, mulțumesc pentru toată muzica și momentele minunate din ani în care nu aveam prea multe motive de bucurie. Ați fost alături de Paul Grigoriu, cele mai bune voci și cei mai buni realizatori de emisiuni. Vă mulțumesc că existați, Mie, mulțumesc mi se face și eu, fărul Mulțumesc de găină. Și eu pentru aceste cuvinte atât de călduroase. Sunt sinceră, să știți. Da, cred. Sunt, sunt convins, foarte da. mulți ascultători care v-au trimis mesaje. Eu sunt curioasă să-mi spuneți cum a arătat prima zi de radio din viața dumneavoastră. Dar înainte de a afla uh, acest lucru, aș vrea să ascultăm câteva acorduri din Julio Iglesias. Da, M-am luat... regăsit în piesele lui. Julio Iglesias... Uh... Este sufletul cel mai apropiat de mine Îl Simt mai sentimental chiar decât mine Eu am zis că sunt cel mai sentimental bărbat de pe pământ Dar nu el este mai sentimental decât mine Și vreau să fac o mărturisire Ascult noaptea pe YouTube când am insomnii Piesele lui Julio Iglesias de pe vremea când era tânăr Extraordinar Duete sensaționale cu Nana Muscuri Și cu alte interprete frumoase E o plăcere să-l ascult și Sunt acum. aceste acorduri minunate, sunt de fapt o radiografie a inimii, pentru că cine ascultă muzică romantică e la fel ca muzica pe care o întregește. Lucrul acesta este clar. Sper să nu se supere ascultătorii noștri că vorbim peste Julio Iglesias. Nu de alta, dar aș vrea să profit cât mai mult de dumneavoastră și să povestiți cum era radioul în urmă cu mai mulți ani, cum arată acum. Cum spuneți că a fost prima zi de radio din viața dumneavoastră? n ați apucat să o spuneți. Prin, Vă rog să mi iați. La prima zi de, de, de radio a fost extrem de tristă. Am început o la Radio Jurnal. Radio Jurnal unde nu mă regăseam deloc, de mă loc, rog, dar trebuia să fac cu cericia, că așa a fost. Foarte e, bună școală Radio Jurnal. Școală, școală bună. Te învață să să pronunți corect. Să te exprimi e foarte bine la radio. Citeam, mi-amintesc, o jumătate de oră, 40 de minute de acum, nu mai sunt radio jurnale de atunci. Atunci aveam, pentru că erau și vizitele tovarășului, și citeam cu doi Andrieș câte 40 de minute în duet, ca să zic așa. Da, cine-și amintește jurnalul de pe vremuri, erau doi prezentatori la știri. Avea o voce foarte bună și ea, mm. foarte bună și ne, ne, ne și potriveam, adică amândoi era, făceam un duet, nu muzical, ci un duet de la știri foarte bun. Cineva vă roagă să pronunțați cuvintele aici București, Radio România, ca să-mi amintesc cum era viața mea dinainte. Aici București, Radio România Actualități. Mulțumesc! Sunt uh, mulți ascultători care vă trimit uh, gânduri uh, bune uh, și frumoase. Uh, Alcineva vă roagă să-i povestiți întâmplări amuzante, dacă au fost în timpul uh, emisiunilor pe care le realizați. Slavă Domnului, cred că să aveți și aici o grămadă. Sunt destule, dar. Bine, aș prefera să gă, regăsească în carte, acum nu vin în minte și nu vreau, vreau să rămână și un interes cât de cât pentru, pentru carte, în care vor regăsi și momente mai vesele din uh, viața mea aici la radio, vor regăsi și, și momente din viața după radio, pentru că șase ani după ce am plecat din radio am făcut televiziune și a fost o dragoste nouă E tot ca o magie. E o magie, da. E o magie acolo da. în care imaginea. Însă aici, uite, radioul. E permite misterul să te acela badă. care dă da, frumusețea da, acestei da. meserii. Domnule Viorel Popescu, vă mulțumesc. Din păcate, timpul nu mai este prea darnic. Deci, m-am uitat la ceas, da, Trebuie trecut. să ne oprim aici. Vă îmbrățișez, vă doresc multă sănătate și vă așteptăm cu drag de fiecare dată aici la Radio România Actualități De fapt, bine ați revenit acasă, nu? Mulțumesc frumos și vreau să-i mulțumesc și Dianei Domenico, o producătoare pe care am regăsit-o cu mare drag. Era fel de frumoasă ca atunci.